Este minunat să fim împreună astăzi. For jeg synes det er fantastisk at hvad I har gjort også her. Nu har vi jo, som Cornel sagde, vi har været i Bordeaux, vi har været i Manchester i 2008. Începând din anul 2008 am fost în Podure, am fost în Mărcești. Og så hører vi nu at en gruppe her fra jeres menighed og fra har været ud i Galas med nødhjælp til dem, fordi der var en oversvømmelse. Det synes jeg er fantastisk, at de ligesom kan gå videre med det og med evangeliet, også med at bringe nødhjælp ud. Voi ați menționat că noi am venit aici în România, am venit cu ajutoare mai mulți ani la rând, așa este, dar acum inima mea este plină de bucurie să văd că și voi, românii, v-ați mobilizat, cei din Onești și din Poduri, și ați mers cu un transport umanitar în zonele afectate de inundații din județul Galați. Så det er flot, at I kan gå videre med det. Også flot, at I stadigvæk bringer evangeliet ud, også til de landsbyer her omkring Onest, sådan at jamen, alt det, vi har gjort, eller har været med til at gøre, det er ikke kun os fra Danmark, det har været mange fra Norge også. Bineînțeles, nu doar noi din Danemarca, Dumnezeu i-a folosit și pe frații din Norvegia, așa cum Dumnezeu vă folosește pe voi în mod minunat să fiți o binecuvântare pentru alții. Og det glæder os, at nu kan I så bringe noget videre til andre. Este minunat să poți să fii un canal, o binecuvântare pentru alți oameni. Og det er rigtig spændende at komme her og være her, være sammen med jer og opleve fællesskabet her, også ude sådan ude i Guds natur. Acum mă bucur atât de mult să fim aici în natura aceasta creată de Dumnezeu și să experimentăm această părtășie împreună. Og så jeg kigger over bjergene her, hvor flot det er, så stor bjerg har vi jo ikke i Danmark. Acum privesc la dealurile acestea frumoase, mă gândeam că în Danemarca noi nu avem munți, dealuri așa frumoase. Să cui ha benzin, ia mai în flot natură. Dumnezeu v-a binecuvântat pe voi românii cu o natură minunată. O în flot tid med solskin og her. Og hjemme i Danmark og i andre steder i Europa, det regner og regner. Acum voi știți că atât în Danemarca, acum avem inundații în Danemarca, dar sunt inundații în multe alte locuri din Europa. Vi har lige set nogle videoer hjemme fra Danmark, hvor bilerne kører i vand, og det sprøjter op, bare fordi det har regnet temmelig meget, bare i går og så indtil i dag. Doar de ieri până astăzi a plouat foarte mult în Danemarca și inundații foarte mari care au luat și mașinile. Så vi er heldige, at Gud har sendt os herned, lige med det flotte vejr. Dar noi suntem aici împreună cu voi și ne bucurăm de această părtășie împreună. Men vi har meget at takke Gud for, fordi det er ham, der har gjort uden ham, så var det helt spildt. De aceea avem atât de multe motive să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că dacă nu ar fi fost El cu noi, atunci toată lucrarea noastră ar fi fost în zadar. Tak ham for det gode liv vi har, og tak ham fordi at vi har, vi kan få mad, vi kan få drikke, vi mangler ingenting. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru viața bună pe care o avem, avem sănătate, avem hrană pe masă, avem o mașină, suntem binecuvântați într-un mod inimaginabil. Husker și ham tak for hver eneste dag for hvad han har gjort for jer. Așa că să nu uitați să-i fiți mulțumitori în fiecare zi lui Dumnezeu pentru tot ceea ce Dumnezeu face pentru voi.